Bună ziua, doamnelor și domnilor! Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la acest moment aniversar, respectiv sărbătorirea Zilei Armei. Conform tradiției, la această activitate participă și o delegație de militari americani de la baza de Buzău, a căror prezență o salut cu rugămintea de a se prezenta. Welcome to this activity, I would like to introduce yourself, please. Domnule Sistor, sunt comandorul Republicului cu comandantul Bădei Mitrăcă. Captain John Grant, Commanding Officer, Naval Support Facility, Bay City. Lieutenant Melvin Pike, Security Officer, NSF Bay City. Tier Chief, Rodolfo Lopez, Command Tier Chief, NSF Bay City. Thank you. Ziua de 3 aprilie anului 1850 a fost momentul care a marcat încheierea jandarmeriei române. În urmă cu 167 de ani, domnitorul Grigore Alexandru Ghica promulga la Iași legiuirea votată de Ivan Moștescu în 12 martie 1850, actul normativ care consfințea apariția în spațiul militar românesc a unei structuri necesare pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice. Și a 167 de aniversare a drumului nostru de continuitate în slujba cetățeanului reprezintă un moment de profundă semnificație sărbătorească, dar mai ales un prilej de rememorare a motivelor de mândrie și satisfacție ale celor care au înțeles să facă din solidaritate, spirit de corp, profesionalism și credință morală, virtuți morale inconfundabile, modele de conduită și acțiune, conform jurământului depusul tricolor. Forță militară specializată a statului de drept, sigură și stabilă, echidistantă și credibilă, jandarmeria reprezintă o importantă componentă a sistemului de ordine publică, apărare și securitate națională. Și 167 de ani de activitate relevă faptul că jandarmeria este un model de tradiții și experiență care s-a remarcat, în special, prin continuitate și stabilitate, evenimentele din ultima perioadă, confirmând rolul și locul instituției în societatea contemporană. La momentul actual, jandarmeria își bazează strategia de acțiune în îndeplinirea misiunilor ce îi revin, pe contactul și relația cu societatea civilă, acționând într-un mod uman, social și deschis către cooperare și dialog. Personalul instituției a fost, este și demonstrează că va fi permanență la înălțimea așteptărilor cetățenilor, continuând să fie făurat de demnitate și profesionalism de deviza Lex et Ordo. Acum, în prag de sărbătoare, să privim cu mândrie spre trecut, iar spre viitor cu speranță și încredere, pentru că jandarmeria reprezintă un blazon de mândrie națională, un garant al ordinii și siguranței cetățeanului, un manager autorizat al menținerii sau restabilirii climatului de legalitate și ordine publică. De ziua armei, adresez întregului personal al inspectoratului calde și respectoase mulțumiri pentru modul în care și-a făcut datoria fiecare zi, pentru profesionalismul, tenacitatea și buna credință pe care le-a dovedit în apărarea și promovarea valorilor fundamentale ale societății. Cu acest prilej al aniversării armei, instituției noastre au fost adresate mai multe mesaje. Adresez rugămintea domnului prefect de a prezenta mesajul Ministrului Afacerilor Interne, doamna Carmen Dragnea. Doamnelor și domnilor, sunt onorată să vă transmit la acest moment aniversar împlinirea 167 de ani de existență a acestei instituții de forță a statului român, mesajul meu de apreciere. Jandarmeria română este una dintre instituțiile reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne, o structură modernă care a știut să-și adapteze activitatea în raport cu solicitările reale și legitime ale cetățenilor. Vorbim despre o evoluție evidentă a acestei instituții, atât de la raportul partenerii externi, care se bazează pe experiența și profesionalismul militarilor noștri în diferite zone dificile de pe loc, cât mai ales în plan intern, unde jandarmii au arătat prin dialog, tact și echidistanță, pot fi evitate multe dintre situațiile conflictuale. Acum, când vorbim despre jandarmi, putem spune că pot fi linia de siguranță a cetățenilor în exercițiul democratic al libertății de expresie și de exprimare. În același timp, trebuie să avem în vedere menirea și esența jandarmeriei române, aceea de instituție de forță a statului de drept, o structură militară puternică și modernă, pe care românii
dar și parteneri internaționali se vor baza în situații dintre cele mai dificile. Încrederea de care se bucură jandarmeria română din partea cetățenilor este fundamentată pe profesionalismul și integritatea de care jandarmii au dat dovadă în fiecare misiune. Vorbim astfel despre oameni speciali, motivați, bine pregătiți, oameni a căror activitate se constituie într-un răspuns direct și imediat la necesitățile de siguranță și de securitate ale populației. Jandarmeria română a deținut președinția Asociației Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu statut militar europene și mediteraneene, misiune pe care, v-a realizat onorabil. Anul acesta, un reprezentant al Jandarmeriei Române va deține președinția Jandarmeriei Europene, o altă misiune onorabilă, de care sunt sigură că vă veți ajuta cu succes. Sunt misiuni care vă fac cinste și vă obligă. Sunteți jandarmi și români. Vreți să ne mândim în continuare cu voi. Doamnelor și domnilor, îmi sunt cunoscute și dificultățile cauzate de deficitul de personal sau de achiziții de mijloace pentru protecție și intervenție modernă. Dar vă asigur că alături de echipa managerială a Ministerului Afacerilor Interne lucrăm la remedierea acestor situații chiar în perioada imediat următoare. Am făcut demersuri pentru obținerea unor demersuri salariale. Unele deja au fost acordate și deodată am convingerea că începând cu această lună veți primi și alte lucruri. De asemenea, aș vrea să precizez că nu există nicio intenție de modificare a legii pensiilor pentru militari și îmi doresc să rămâneți în sistem până când veți îndeplini condițiile de pensionare pentru a împărtăși din experiența dumneavoastră și colegilor mai tineri. Eu vă garantez că sunt omul care vă voi lupta pentru drepturile dumneavoastră și niciodată nu voi susține inițiative care reduc drepturile oamenilor din sistem. Unele din aceste probleme au fost moștenite din trecut și nu pot fi rezolvate peste noapte. Este nevoie de timp, dialog și încredere reciprocă pentru a le rezolva. Doamnelor și domnilor, vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră sănătate, putere de muncă și succes în misiunile viitoare. La mulți ani! Reprezintă o filă cu o semnificație la parte. Este istoria noastră. Ea ne aduce aminte pe noi, cei de astăzi, nu suntem primii jandarmi, ci continuatori, omului prea înaintași. Alți oameni, aceleași năduințe, speranțe și aspirații s-au dedicat înaintea noastră acestei meserii, pe care, la fel ca și noi, au iubit. Fiecare, indiferent de poziția în ierarhie, a conștientizat ce trebuie să reprezinte jandarmerii. O putere înființată pentru a privedea siguranța publică, ținerea bunei urânduieli și aducerea la îndeplinirea legii. A sluji țara este o datorie pe jumătate. A sluji oamenilor este cealaltă jumătate a datoriei, afirma un celebru scriitor în urmă cu două secole. Privind din această perspectivă, istoria surprinde arma noastră în alte tipostaze. Apărând idealurile naționale pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor regionale sau mondiale, dar mai ales surgind în permanență comunității rurale sau urbane. Luzind țării, jandarmeria are un rol important în îndeplinirea angajamentelor externe ale României. Jandarmii sunt prezenți în efortul multinațional de gestionarea crizelor și a conflictelor, luptând într-un război care prin tranșee invizibile, dar prezente prezutinde amenință securitatea globală. Dragi camarazi, nu de puține ori în fața unor greutăți ce par de netrecut, dar când crezi că ai puține șanse de a învinge, exemplul sacrificiul celor care de la care ai preluat ștafeta reprezintă energia care te face să schimbi rezultatul unei situații ce apare ce părea pierdută. Pot afirma că astăzi arma oamenilor de arme este una apropiată de oameni și a devenit un reper în ceea ce privește calitatea serviciului. Menținerea acestui standard se bazează pe efortul tuturor bărbaților și femeilor care fac parte din familia jandarmeriei și care constituie principala forță a instituției. Fiecare dintre dumneavoastră este la fel de important în angrenajul înfăptuirii obiectivelor asumate și vă sunt recunoscător numele Comenzii Jandarmeriei pentru responsabilitatea
profesionalism, devotamentul și loialitatea cu care înțelege să purtați uniforma comandantului. Împreună arătat că suntem capabili să oferim siguranța solicitată, siguranța solicitată de cetățeni și o vom demonstra în continuare pentru că facem totul cu pasiune și credință, iar Dumnezeu este cu noi. La mulți ani Jandarmeria Română, la mulți ani tuturor jandarmerilor. Este problema Jandarmeriei Române, general de brigadă Marin Andrean. Adresez rugămintea domnului președinte al Consiliului Județean, doamnelor invitați, să luăm cuvântul. Domnul comandant, vă spun și eu bună ziua și vă urez la mulți ani cu ocazia aniversării a 167 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, o instituție care, din punctul meu de vedere, are un rol esențial în asigurarea climatului de siguranță a comunităților pe care le reprezentăm. Fiind un moment aniversar, nu ratez acest prilej de a vă felicita pentru modul profesionist și cu responsabilitate în care vă desfășurați activitatea în cursul acestor ani. Este un moment înainte de sărbătorile pascale și în încheiere aș vrea să vă urez un Paște fericit. Știu că mulți dintre dumneavoastră în acele zile veți fi de servici, să aveți servici ușor și fără evenimente, iar cei de acasă să aibă liniște și pace sufletească. La mulți ani încă o dată, Jandarmeria Română. În urmă cu 100 de ani, când nația română se afla într-o crâncenă luptă. Este vorba de primul război mondial, de episodul luptelor din Moldova, unde poporul român și armata sa a scris nefericitoare pagini eroiste. Și cu acest prilej vreau să reamintesc aportul deosebit al jandarilor, pentru că ei au fost acolo prezenți, au luptat și și-au dat viața pentru independența acestui popor. Nu vreau să vorbesc prea multe, decât că în recoperțile dosarelor noastre de istorie, păstrate aici, în instituția pe care am condus-o ceva vreme, am mai condus încă puțină vreme, se află acte care atestă faptele de vitejie ale jandarmeriei. Vreau doar să vă spun câteva cuvinte pe care le spunea Eugen Dinescu atunci când s-a referit la epopeea din Moldova. Jandarmii se găseau în toată zona frontului, îi găseai unde nu te așteptai. Apăreau ca niște fantome, descriși din umbra istoriei, pentru a-și aduce și ei, liniștiți, dar siguri, prin osul jertfei și iubirii de țară. Vă mulțumesc și la mulți ani! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vom
cuvintele adresate și vreau să vă asigur că personalul inspectoratului va acționa cu relațiile publice pentru a prezenta recompensele acordate persoanelor cu această ocazie, câștigătorii concursurilor sportive desfășurate, instituții de cultură, de vor fi decernate diplome aniversare pentru excelenta colaborare. De asemenea, vor fi decernate diplome aniversare și reprezentanților mari medii, cărora doresc să le mulțumesc pentru obiectivitatea cu care au prezentat activitățile și misiunile inspectoratului și am lăsat la final pe foștii comandanți, cărora doresc să le mulțumesc în mod deosebit, atât în numele personal cât și în numele colegilor, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul instituției, pentru dăruirea și sacrificiile făcute de-a lungul carierei de militare și pentru contribuția adusă la modernizarea și creșterea prestigiului instituției. Și premiile câștigătorilor după cum
locul 3 și premiul de 500 de lei, detașamentul Berge Andrar Slatina. Parchetului de pe lângă tribunalul lor.
mai. Cotidianului Vocea Oltenii. Săptămânalului Ziarul de Oi. În semn de recunoștință pentru viața și activitatea de educație Jandarmeriei Române, inspectorul șef al IJJ Olt, domnul colonel Drejoi Dorel, acordă diplome aniversare astăzi. Domnul colonel în rezervă, Gheorghician Ion. Vrea o moștenire. Domnului colonel în rezervă, Valentin Voicu. Cu această activitatea noastră a luat sfârșit. Domnul Sfântul Sfântul Sfântul